facem masajul pe scaun, discutăm cât putem, tot ce se poate, și săptămâna viitoare plângem în ceea ce se cheamă povestea limbii. Ce? Nu mai povestea limbii. Da. E foarte important masajul de pe scaun, pentru că vine ca o completare la masajul clasic și pe care l-am făcut până acum. Masajul pe care l-am învățat până acum, tot ce știm, tehnicile de față, practicată în majoritatea cabinetelor din lumea largă, are importanța lui. Vine din urmă de câțiva ani, prin anii 80, masajul pe scaun, la fel de util, la fel de important, la fel de practic și mai ales la fel de profitabil. Cel puțin ca ăsta la altul, poate mai profitabil. O să vorbim de ce este important, reamintim, reînviem câteva noțiuni legate de mângâiere, că de aici toată pleacă toată povestea și argumentația. O să vorbim două vorbe, rapide tot, despre scaunul și istoria scaunului, una din cele mai nefericite invenții ale oamenilor. Scaun, care aveți voi sub fund acum, este extrem de distructiv pentru ideologia noastră. După aia vedem concret ce înseamnă masajul la scaun, vă lăsai la fiecare niște, să le dau și fetelor. Da. Ceea ce o să facem probabil mâine, adică siguranță. Vreau să fac filmare, că nu și voi. Ok. Bine. Începem, propriu zis. Spuneam așa că noi avem la îndemână 5 instrumente prin care putem să cunoaștem lumea. Da? Cele 5 căi ale percepției. Cele 5 organe de simț. Da? Creierul primește informații din exterior și din interior prin aceste 5 plus 1 căi. Aia plus 1 este propriocepția. Da? Nu mai revenim. Paradoxul lumii în care trăim, vă adun niște argumente să înțelegeți de ce trăim într-o lume nebună, cu culul în sus și șoimânită. Maestre. Cu culul pe scaun. Da. Fundul e pentru monolită, nu mama Domnica. A, deci. Da, mama Domnica, nu întâmplător, mă rog, nu întâmplător, niciodată, nimic nu întâmplător. E de câteva zile internată la spital și pentru că uite așa s-a potrivit, o întâmplare frumoasă, vreau să-i aduc și greutate, dar atunci reușeam să vină și ea la cursul nostru, să vă cunoască, să o cunoaște și voi pe lumea ei, o să povestim o țără. Te pun să vorbești. Da. Și prin muzică, să vorbească prin muzică. Vedem? Da. Așa. Pentru că, spre deosebire de multe alte practicate ale, mă rog, artei muzicale tradiționale, mama Domnica, realmente făcea terapie atunci când ea cânta. Ajungem și povestim, să vedeți de ce. Și are legătură foarte corect, concretă cu ce povestim noi astăzi. Revenim la ce povesteam mai devreme. Spuneam că cunoaștem lumea prin cele 5 porți, căi, da? Prin văz, prin auz, prin miros, prin gust și prin pipăit. Dintre toate, cel mai important este pipăit. Simțul tactil. Simțul tactil este muma simțurilor, este cel mai important, este simțul care configurează creierul copilului, după ce se naște. O să povestim mai la vale. Ei bine, de ce este lumea trăznită și paradoxal trăim într-o lume cu sus în jos, nu mai zic urât, da? Pentru că foarte mulți oameni investesc în exact ce nu trebuie. Și anume, excităm și cultivăm, sau cultivăm și excităm simțuri precum văzul. Ochii spuneau cu altă ocazie că au devenit dictatorul suprem al tuturor simțurilor. De când ne-am ridicat în două picioare, s-a lărgit câmpul vizual și atunci toate celelalte au căzut în plan secund. Ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, este simțul tactil, care trebuie să fie primul. Ce facem? Cum ne cultivăm și ne cităm văzut? Păi ne uităm la opere de artă. Ne ducem la expoziția maestrului și ne delectăm vizual. Ne ducem și vedem sculptură, vedem și așa mai departe. Citim cărți. Ne ducem să auzim muzică, ne ducem la concerte, ne ducem la muzică, da. E doar puțin din ce face mama Domnica, muzica. Mama Domnica face mult mai mult. Sau, ce mai facem? Eu când am vorbit, nu știu,
Lasă-te, să începem. Ne cântăm. Ce mai facem? Păi ne cultivăm și ne supraexcităm mirosul. Cum? Păi industria parfumurilor este la ora asta într-o mare dezvoltare, explozie de profit, da? Și ce mai facem? Ne cultivăm simțul gustativ, da? Spunea Părintele Hipocrate că, Părintele Medicinei, că ce face doctorul strică bucătarul. Cei mai scumpi, spunea la altă vremuri, erau masorii și bucătarii. E bine, dintre toate simțurile ăștia pe care omenirea actuală le cultivă și le excită, pentru că ce? Excitarea asta aduce omului satisfacție și costă, da, mulți bani. Ce a făcut? A pus în coadă exact cel mai important de simplu, și anume atingere. Ce înseamnă atingere? Înseamnă mândere, înseamnă masaj. La ora asta, masajul este undeva în plan secund, este considerat o, știți și voi, da? La periferia tuturor terapiilor, deci ar trebui să înceapă orice terapie chiar cu masajul, da? Din toate motivele posibile. Aici este o experiență de tablouri, sculptură, cât costă un bilet la concertul lui Tudor Gheorghe? 50 de lei acasă. Da? 50 de lei. Cât costă o ședință de masaj? Pentru fiziologia noastră, nu minimalizăm importanța unui artist precum Tudor Gheorghe. În același timp, din punct de vedere al fiziologiei noastre interioare, o ședință de masaj este cel puțin la fel de importantă. Zic cel puțin, nu zic mai importantă. Ne-am dat din toate motivele pe care o să vi le spun. Aici este teatru, unde avem pe maestru aici. Cât e un bilet la un concert cu nu știu ce vedete, rog? Cât e o ședință de masaj? Sau Andrei Riu, acum că vine iunie. Da, foarte frumos. Are, are înviat simfonia, da? Nu mai vorbesc despre vedetele populare care cântă pe foarte mulți bani, da? Cât îți ia? O, domnică, la nuntă, câți buze de amata de oameni bani? Nu mai țin nici, mamă, că era... Ai cântat fără bani? Am mai cântat fără bani, da. Pe, în ziua de asta nu se întâmplă așa, ca să vină cineva să cânte fără bani. Am mai cântat să fără bani, da? Sunt deșepți, eu mai cânt și fără bine. Bani. Așa, vedeți? Da. Știți că e un parfum de marcă, un parfum de... De la 50 de euro. E foarte scump. E bine. E bine să... 50 de... E bine să mirosim arome, mă rog, rafinate, sublimate, bla bla bla. În același timp, povestea cu mirosul și cu nasul, nu o dezvoltăm acum cu pierdere de timp. E foarte importantă și asta. Multe informații plângem cu nasul, nu cu parfumul ăsta. Da? Totuși, de ce zic că omenirea s-a schimonosit și trăim cu problemul paradoxal, lucrurile nu mai sunt în firea lor, al care ar trebui. Eu vin din punct de vedere fiziologic și spun asta, da? Parfumuri, aici sunt arome de mâncăruri, da, restaurante. E bine, uite un tip, James Oliver, îl cunoașteți? Da. A, așa. E cel mai bogat bucătar din lume. Și ce a făcut de acolo? O omletă. Cu niște roșii și două bucăți de vinete, da? Prietene, la 36 de ani are 150 de milioane de lire sterline. Da? Aproape 200 de milioane de euro. De ce? Pentru că oamenii sunt fascinați de gust. De gust. Nu sunt fascinați în schimb de masaj. Da? Deci trebuie să ne facem bucătar. Bine, masaj. Acum, uite o idee care trebuie ținută minte și pe care eu apăs. Și mă folosesc, îl manipulez pe domnul Colesc, scrie articole să masaj. Mă duc pe la maestru, pe la televizor, că mai e pe acolo și vorbim să masaj. Ca să afle lumea, că masajul este important. Da? Îl credeți? Foarte bine. Și am spus așa, masajul ar trebui să practice zilnic în fiecare casă. Așa se făcea la Roma și în Grecia. Fiecare familie, chiar și amărăștenii, aveau un sclav, îi dădea să mănânce și el la zilnic le făcea masaj. Și atingeau 100 de ani. Dar nu mureau în război. Dar 100 de ani erau obișnuiți. Și ar trebui să fie, la fel cum e muzica în școală, la fel cum e desenul în școală, masajul se predea în școală. Așa trebuie să fie normal. E greșit ce spun? Nu. Poate se va ajunge. Nu, nu se va ajunge? Nu, nu. Nu, lucrurile o să intre în firea lor, pentru că lumea a nebunit. Se va ajunge. Și nebunește în continuare. Ei, nu. Eu cred. În alte culturi bine. Este masajul. Da, în Statele Unite, în Statele Unite, în general, clasa de mijloc, nu mai vorbesc de cei cu posibilități, au un terapeut pe care îl sună. V-am mai folosit. În, da. În portofelul lor este cartea de dista mecanicului de mașină, a electricianului, a duhovnicului, a, ce știu, doctorului de familie și a unui terapeut care vine din când în când să, ce? Scuture
Crescu, da? Se întâmplă un fenomen. S-a vulgarizat masajul, da? Acum l-a găsit cuiva masaj. Vine de-a mintea lui, da, Simona, fac masaj. Zice, cu finalizare sau fără? Deci, lumea se duce într-o zonă vulgară. Iartă-mă. Deci, asta se întâmplă în toată lumea, în special în Statele Unite, unde a explodat școlile de masaj. Acolo fiecare Alex Soare, cum aș fi eu, are școala lui și e consacrată, e brevetată, e scrisă cu toate virgulele legale și lucrurile astea nu-i benefic, pentru că nu poate. S-a aruncat în desuet, s-a banalizat, s-a vulgarizat toată povestea cu masajul. Pentru că toți vor să facă bani cât mai mulți. Consecință. Oamenii nu sunt foarte convinși, da? Deși au terapeuți, pentru că, mă rog, e și modă, e și bon ton, e și se ia contagios. E bine, până la urmă. Profesionalismul scăzut. Deci, masajul, de fapt, se mimează. Spuneam așa, lipsa atingerilor, a mângâierilor, are dimensiune planetară. Nu o spun eu, am luat ideea dintr-un raport al Organizației Națiunilor Unite, care sau mai mulți miniștri ai sănătății din aproape toate țările planetei s-au întâlnit să analizeze fenomenul ăsta al înstrăinării, al însingurării, al separării oamenilor. Oamenii sunt, ați văzut, piața plină de oameni, ei în realitate sunt foarte separați. Comunicarea este strict tehnică. Cât costă moralul, ia banul, dă moralul. Da, da, nu mă interesează cine e omul din partea mea. Ziua, scuze. Și așa mai departe, da? S-a ajuns la o aberație, povesteam o dată, că... Stai, uite, stai tot, că mai sunt oameni. Dar nu stăm și jos. Da, corect. După ce ați povestit de scaun, nu o să mai vezi astăzi, Toamnă. Bine. Spuneam că s-a denaturat, s-a scăzut importanța atingerilor așa încât în lumea civilizată, în ghilimele, se consideră că dacă eu pun una pe ea, foarte ușor pot să fiu acuzat de hărtuire. Trebuie să am acceptul de a pune mâna pe ea. Dar nu în spital trebuie să semnez că sunt de acord să-mi facă nu știu ce tehnică sau procedură sau așa mai departe, da? Lucrul ăsta este împotriva ideii de atingere, de masaj până la urmă, da? Asta este lumea care trebuie să știm perfect unde ne poziționăm. Acum, sigur, organismul nostru și fiziologia noastră are nevoie de ce? De atingere. Este o nevoie primară. La fel cum ne este sete și ne ducem să bem apă. La fel cum ne este foame și căutăm mâncare. Nevoia de atingere este mai importantă decât ăștia și decât aerul și decât apa. Pentru că, de ce? Configurează foarte multe reflexe la nivelul creierului. Atingerea. Nu, ne privăm de asta, e ca și cum ne-am însetat de apă sau ne-am înfometat. Cu repercusiuni. Stăm nemâncați, începe să se topească masa musculară și mai departe, ajungem la cașecție și până la final pierim. Și atunci, oamenii ce au făcut? Nevoia asta te obligă, da? Când se sete, o ieși afară și se caută o sursă de apă. Orice, să bei ca să satisfaci setea. Ți-e foame, te duci și cauți ceva, să faci pe pânia vetului, da? Au început să-și satisfacă nevoia de mângâiere prin surogate. Ce înseamnă surogate? Înlocuitori, da? În loc să facă masaj, da? Apăs pe ideea asta. Bine, aici am mai povestit lucrurile ăștia, pielea aceea și o embrionare, știți deja. Ideea este că pielea este mama simțurilor. Dezvolt puțin ideea asta, de ce? Este pielea mama simțurilor. Ce treabă are pielea cu văzul și cu auzul? Are. Membrana timpanică, da? Știți, conductul auditiv, intrăm înăuntru și este o membrană subțire, albicioasă, precum foița de ceapă, care vibrează. Sunetele mobilizează aerul, aerul se mișcă, intră prin conductul auditiv și face să vibreze ca la toba aia, da? Membrana timpanică. Ce înseamnă asta? Că aerul atinge membrana timpanică, atingere, da? Mângâie membrana timpanică și asta ce face? În spatele ei sunt niște nervi, ciocanul Nicolae Scurita, care lovesc niște nervi, care transmit creierului ce? Ideea de sunet, de cuvânt, de vorbă, vorbită și așa mai departe, înțelegem ce vorbim prin cuvânt. E mângâiere sau nu e? Aerul, membrane timpanică, da? Bun. Văzul. În spatele bășicii ăștia care e plină cu apă, în spate e o perdea. Se cheamă retină. Care are multe, multe, multe sticluțe. Imaginați-vă niște sticluțe mici pline cu vopsea colorată sau iodopsină și iodopsină se cheamă. Una este sensibilă la
culorile alb-negru și celelalte la culori. Da? În momentul în care fotonii de lumină lovesc perdeaua aia, se sparg sticluțele și cu cerneală și cerneala aia excită niște nervi în spatele ei, nervul optic care se duce la creier, în partea posterioară și formează imagine. De ce vreau să argumentăm? Că pielea este mama simților. Ne-am înțeles? Din piele, în perioada embrionară, intrauterină, spuneam că pielea se luată din ectoderm, la fel ca și creierul, la fel ca toate organele de simț, sistem imunitar și sistem endocrin, da? O aceeași origine de sunt frați buni. Pielea este mama lor. Tocmai ea este ignorat. E corect? Nu e corect. Da? Ea fiind mama tuturor celorlalți, dar omul investește foarte mult în vizual, arte vizuale și așa mai departe, în auz, muzică de care o fi, în papile gustative care, ce sunt, tot la nivelul pielii, ce nu poate apuca lui? Puținea pielii, da? Ăștia sunt simțurile, da? Aici este cu ectodermă, embrionul, nu mai intrăm. Ei bine, vreau să vă spun că există un profesor francez, Didier Anzio, dacă vă pică cărțile lui în mână, luați-le, sunt interesante, care spunea așa că ego-ul, am mai pus și ego, da? Ego și învăț au, da. Dumnezeu în afara emoțiilor, ce înseamnă emoții, e emoțiile a ne pune în mișcare, da? El este configurat nu de văz, nu de auz, nu de gust, da? Nu de miros, ci de tactil. Ne-am înțeles? Ei bine, nevoia asta de atingere, de mângâiere, insuficient satisfăcută, are ca și consecință o hipertrofia egoului, patologică. Da? Ce a constatat ăsta este Nina Didier, că persoanele cu piele groasă au și un ego foarte puternic. Înțelegeți de mazochiști, ea care așa și că au pielea foarte subțire. Da? Primele, una din primele lui, altă observație a lui foarte importantă este că evoluția copilului depinde de primele luni post naștere, da? Post natală. E foarte importantă atingerea mamei. Un copil care este pus în pătuț, lăsat acolo. Vorbeam mai devreme cu prietena ta care are un copil autist. Există o explozie de copii autiști. Motivul este următorul. Se nasc, copiii nu se mai nasc mare. De ce? Pentru că nu au timp. Pentru că se duc la servici, pentru că au griji, pentru că trebuie să facă nu știu ce multe alte muci, viața e grea și așa mai departe și îl lasă pe copil singur, îl lasă cu, nu știu, o bonă, îl lasă în pătuț, îl lasă în jungla. Da. Atunci copilașul ăla beneficiind de atingerea mamei, creierul lui, care are o mulțime de reflexii care abia așteaptă să fie activate, de atingerea mamei, rămâne activate. Și atunci copilul rămâne stricat la creier. E o problemă mecanică autismul, da? Mecanică, la creier. Reflexe neactivate. Trece într-o lume bizară, copilul autist. Nu dezvoltăm subiectul autist, e foarte interesant. Iată-mă două secunde, între occidentali și africani, s-a descoperit, au făcut unii niște studii foarte deștepte, și au descoperit că până la anumită vârstă, până când încep să meargă, copiii africani sunt mai inteligenți decât copiii europeni. De ce? Pentru că africanii îl poartă în spate. Stă lângă ea, stă pe ea, da. Pe pielea ei. Și nu vă dați seama, nu e îmbrăcat copilul. Iar ea nu are vreo chestie. Ea e băgat într-o câmpă și o ține în spate și amuncește. Dar copilul stă tot timpul în relație cu mama lui. Stă la deosebire de copil. Mai sunt leagări de la izernă, de luat în spinare. Mai sunt. Bă, cum să... Deci se ducea la muncă, se ducea cu vaci, se ducea cu oile, se ducea la arbă, se ducea la prășit, la săpat. Poate nu era pe piele, era acolo în spate, nu el, mai punea mâna pe el. Copilul intra în zimul ei. Da. Deci, atingerea este cuvântul cheie, care are legătură cu creierul, cu fiziologia creierului. E important? Da. Bine. Copilașul ce face 9 luni de zile în curtea mamei? Înnoată, într-o apă, pielea lui simte ce? Apa amniotică. Apa, nu mai intră în povestea asta, că e lungă și nesfârșită. Rezonează cu niște câmpuri morfogenetice, așa se cheamă. Niște câmpuri de formă. Ea este mediatorul, apa. Datorită ei se configură spermatozoidul cu ovul, dacă sunt împreună și nu sunt în mediu apos, nu se formează nimic. Sau se formează ceva aiurea, nu se știe ce se poate forma. Oricum, ideea este că atingerea apei mamei, el este afară. Este numai apă caldă, apa în utere căldură, da? În burta mamei. Are temperatura 37 și grade Celsius, da? Este la frig.
după ce se naște, da? Îl orbește lumina. Aude tot felul de zgomote care îl sperie. Da? Intră într-o lume ostilă copilul și se sperie. Începe să se nască în el tot felul de frici. Da? Și atunci, de asta e important, în primele luni de viață, atingerea mamei, care activează în creier mecanisme de protecție, mecanisme de reparare, mecanisme de regenerare, mecanisme de supraviețuire. Obligatoriu, copilul trebuie luat și ținut în brațe cât mai mult posibil, da? Atingerea. Încă o dată. Nu-i punem nici muzică de Bach, nu-i dăm nici desene animate, pe omul de acum. Dă-l la televizor la desene animate și lasă-l acolo, că e cu desenele. Nu. Copilul va fi mai mult sau mai puțin scrintit la minte. Șubre. Așa cum scheletul susține mușchii, mașina de mișcare, adică tot așa pielea este scheletul egoului. Foarte important. Deci egoul nostru are legătură cu pielea, nu cu restul. Și alea sunt importante. Adică important și ce face maestru, da? O piesă de teatru. Important și ce facă el, o operă de teatru. Și ăștia sunt bune. Dar pe primul loc este atingerea mângâierea. Ăsta este, cum să spun, patima mea. Chiar cu argumente. Vi se pare că bag căbii? Nu. Într-o bună zi va fi așa, cum era pe timpul grecilor și romanilor. Am povestit că mi-a luat pe fișit de atingere mamei, da? Omul respectiv se simte gol pe dinăuntru. Părăsit, abandonat. Da? Este sămânța depresiei. Cum umple omul bolul, în general, omul? Cu haine, multe și diversificate. Ăsta e un sens al faptului că ne îmbrăcăm cu tot felul de haine diferite. Nu, hainele nu pot să umple bolul ăsta. Atingerile, da. Mama este cea care își ajută bolul să-și intre în piele, spune profesorul Didier. Dacă vă cad către mână, luați-le, vă recomand. Da? Da, Ingrid, când simte nevoia, ia mânuța și o pune mânuța, mâna mea și o pune pe față. Copiii adoră, pentru ei este exact cu pofta de a stuge când e foame. Și ai văzut că vor sânt, vor lapte, vor. La fel și atingerea. Da. Pielea este sora bună a creierului, din motive, da? Ține minte, nu ne mai dezvoltăm. Creierul are nevoie de stimulare. Ele are nevoie de stimulare. Ce înseamnă stimulare? Atingere. Da? Dacă nu îi oferim stimul, încep să atrofieze tot felul de receptori. Pierd. Un organ nefolosit se atrofiază, dispare. Da? Se mână înghis 3 luni de zile și se duc mușchi. Când o scot, e subțire. Față de asta care am folosit-o, da? Ați înțeles ideea. Deci pielea și implicit fratele ei creierul au nevoie de de stimulare senzorială și motorii cerebrale, la fel se atrofiază componente importante cu efect la nivel psihic. Deci stimulăm pielea și avem creier sănătos. E util masajul. Ok. Tot ceea ce noi avem în minte a trecut prin simțuri, adică prin piele, mai spune profesor. Noi gândim că de-aia avem creier, da? Creierul își structurează ideile, gândurile, conceptele, ce mai avem acolo, pe baza a ceea ce primit prin simțuri. Voi acum mă vedeți și mă auziți. Dacă vă iau în brațe, mă și simțiți. Tactil. Dar mintea, creierul să configurează ideile pe baza a ceea ce primește prin simțuri. E bine, cel mai important de simțuri este tactil. Pielea, da? Spune profesorul. Uite cum intră cele 5 simțuri la creier, da? O mai mult decât atât, conștiința și conștiința. Conștiința e un concept, conștiința este alt concept. Conștiința este opusul somnului. Când adormim, nu mai suntem conștienți. Conștiința ține de alți parametri, alte concepturi. Amândouă au legătură cu pielea. Nu vă altceva. Da? Bine. Dacă ținem un... Ce, o păsărim, adormim? Bine. Îți place? Mă ta înțelegi? Ce? Așa să bine. Pielea, mama egoului, interfața interior-exterior, fiți atent. Ca să înțelegeți cum e cu egoul ăsta și cu faptul că noi conștientizăm ce ni se întâmplă și avem sentimentul că noi suntem, eu sunt și restul lumii, egoul. Da? Dacă ducem mâna pe nas sau pe frunte, avem două senzații. Mâna mea pe frunte sau mâna mea pe nas, fruntea sub mână, nasul sub mână. Am înțeles? Din alătura acestor concepte simultane se naște ideea eu și lumea, egoul. Am înțeles? Ați înțeles? Nu. Nu, nu, nu. Bine. Hai să mergem mai repede. O idee interesantă, când se dizolvă egoul și dispare? Când murim. Și mai când? Când iubim. Când iubim. Și mai când? Când dormim. Da. Somnul
și orgasmul sunt considerate micile morți. Mica moarte, orgasm. Orgasmul, da. Orgasmul în secundele alea, ego-ul dispare. Ne confundăm cu partenerul sau cu universul. Nu știm, omul dispare. Ăsta este rolul iubirii fizice. Am povestit de altfel despre celălalt tip de iubire, ăla care ne-a dus-o Iisus, ca instrument de dizolvare a ego-ului. Orgasmul cum se obține? Ascultăm muzică, ne ducem la teatru, mâncăm mâncare și ce mai facem? Mirosim parfumul și trăim orgasmul în mâncare. Nu! Prin atingere, nu? Ce fac doi oameni ca să obțină orgasm? Se ating. Obligatoriu. Ce? Pielea este profesorul de iubire. E frumos? Frumos, super. În America, ăștia au descoperit, Dani, acum, o chestie absolut extraordinară, au descoperit. Au simțit șmecheria asta și au făcut chestia aia, teoria hug-urilor. De 3-4 ori pe zi să te îmbrățișești cu cineva. A, și au bani mulți pe chestia asta. Extraordinar! S-au făcut cluburi. Da, da. Unde se duc și se iau unii în brațe cu alții. E mult mai practic să faci cu masajul ăsta. Normal. Aia e tot o chestie, acum surogat. Imediat, scaunul. Nu, e surogat. Îmbrățișarea. E mai aproape de fiziologie îmbrățișarea. Mai aproape de fiziologie. Și mai aproape de fiziologie. Și scaunul la fel. Păi cu scaunul ești înțivicește. Știm ce face. Miră-te. Mă miră. Bebelușul se liniștește abia atunci când este luat în brațe de mama sa. Da? Poți să-i pui desene animate, poți să-i cânti, să-i cânte nu știu cine... Ta-na-na-na-na-na. Când îl ia un micuț avea în brațe, Dumnezeu l-a luat în brațe, lasă-l liniștești. E limpede. Simțul tactil. Funcția maternă nu înseamnă doar producția de mâncare. Curge lapte la țâță, copilul la rubinet. Nu. Da. Atingere. Un alt doctor, Harry Harlow, foarte interesant tipul, trece repede peste el, a făcut niște experimente. A luat un pui de maimuță, și din arăt imediat și a făcut un manechin dintr-o blană de maimuță cu ochi, cu păr, cu tot ce trebuie și în dreptul sfârcului a pus niște bidonașe cu biberoni. Da. Și imediat lângă un alt manechin, dar din sârme, în care erau doar două recipiente cu lapte. E bine, puiul se ducea de la manechin în care îi amintea lui că are blană și, da? Și acolo stătea și acolo. E bine, în momentul în care a lăsat doar cu ăsta, manichinul de sârmă, după ceva timp n-a mai mâncat și a murit. Atingerea este esențială pentru copii, pentru orice ființă, numai pentru om. De asta spune Harlow că omul nu trece doar cu lapte. A fost, experimentul lui a fost răvășitoare. Ăsta este doctorul, ăla-i pui de maimuț, ăla-i manichinul, da? Uite, ăla de sârmă și ălaltul... Și ăsta stătea lângă blănița aia tot timp. Și avea impresia că e mama lui, cumva. Serios? Da. Între toate oameni care se iubesc, cel mai important simț e tactil. Ne vedem de la distanță, mai și ne vorbim cu telefonul. Nu atingi. Da. Da. Pentru copil este important și lapte, dar mai important este să sunt mater, da. Deci nu bea doar lapte. Am auzit când am vrut să... Au și mai soi. Laptele este dulce. Laptele este carne lichidă. Revenim cu ideea. Înseamnă proteine, lipide și glucide. Mult zahăr, dulce. Copilașul care e privat și de laptele în mumă sa. Îi dă lapte praf, nu are timp, îl lasă, duce la creșe, îl duce la nu știu unde și așa și așa. Mai târziu va dezvolta diabet. Diabetul este boala lipsei de iubire, pentru că copilul nu suge doar lapte. Copiii care nu au fost iubiți și n-au sub la sânul mamei și n-au simțit că mama le dă și dragoste odată cu laptele, pentru că laptele este dulce, am mai povestit asta. Da. Vor face diabet. Diabetul va avea explozie. Da? Una din cauze. Copilul când se naște, când iese din uterul mamei, are deja niște reflexe activate. Deci Dumnezeu a zis, ok, când a ieșit să ai unul din reflexe, este cel de stupt. El caută cu buzele sfârcul mamei și știe să sugă. Nu trebuie să-l înveți, să-l înveți pe copil. Hai și se trage, uite, faci așa. Nu, el deja știe. I s-a activat. E bine, sunt mai sunt o mulțime de alte reflexe care trebuie activate. Cum se activează în creier? Prin intermediul atingerii mamei. Mai este un moment prin care se activează o mulțime de reflexe când iese prin canalul pelvin.
prin nașterea naturală, nu prin cezariană, da? Dar nu poate să iasă... Acum, da, sunt excepții. Dar la noi, în România, sunt cele mai multe cezariene din Europa. Da. Mai comod. Cele mai multe. Dar de muncă, de muncă era doctor. Comod că n-ai bacă, te ține să faci de acasă. Da, când așteaptă de acasă, nu te bună. Așteaptă de acasă. Da. Bine, în fine, ideea este alta. Hai să revenim, că divagăm. Copilul simte lumea la început prin intermediul buzelor, da? Tot tactil. El simte sânul mamei, după care a văzut copiii au tendința să ducă la gură tot. Ei cunosc lumea, mediul înconjurător, prin intermediul buzelor. Așa încât, pe suprafața creierului, buzele au o reprezentare foarte mare, ca suprafață, din scoarța cerebrală. După buze ce sunt? Mâinile, da? Tot tactil. Uite, ăsta e cele două emisfere, da? Vedeți în jos acolo gura și mâna. Mâna, buzele și limba. Limba gustă laptele, da? Și toată viața noi gustăm, tot felul. Inclusiv țigările le gustăm. În 3D așa arată, mâinile și buzele. Homunculusul cerebral, da? Sau zidere, da? Da. Bun. Alt argument pentru simțul tactil, bine? Spuneam de copil că îi se configurează creierul, mai târziu adultul ce face al îndrăgostit? Divers. Tot cu mâinile și tot. Cu gura, da? Adică ce face copilul? Homunculusul, da? Bine. Un copil nestimulat, un adult nestimulat de suficient de mânicuța lui, devine mult nesimțit la vârsta maturității sau indiferent. Uite, chestia asta, vă spuneam la început că Organizația Națiunilor Unite s-a întâlnit ca să ce? Să analizeze ce se întâmplă la nivel global cu înstrăinarea dintre oameni. Într-un cartier din New York, între niște blocuri, o femeie a fost agresată de un individ să ia geanta. A tras de geantă, asta n-a vrut să lase geanta, a înjunghiat-o, a scăpat de ăsta, a luat-o la fugă, a ajuns, a înjunghiat-o încă o dată și tot te văd până când a omorât-o. Ei bine, a venit poliția și a constatat că la locurile alea imense au fost foarte mulți oameni care s-au uitat ca și cum s-ar fi dat la televizor. Nici măcar n-a sunat vreunul la poliție. Și atunci ei au zis, hopa, se întâmplă un fenomen rău. Oamenii sunt foarte indiferenți, nepăsători, s-au înstrăinat. De ce? Din ce vă poziți mai devreme. Da? Deci suntem mulți, dar de fapt suntem fiecare cu fiecare. Nu e bine. De-aia s-a întâlnit la ONU și care a fost concluzia psihiatrilor, neurologilor, psihologilor și multe creierii luminate care au analizat fenomenul ăsta, care e planetar, da? Cum să-l corectăm? E aici. Asta a fost cuvântul pe care l-au spus ăștia, creierii luminate. Da, dar l-au spus pentru ei. L-au spus. Nu l-au promovat. Nu, pentru că fiecare își promovează produsele și face profit. Parfumurile își promovează. Ce treabă are parfumul masaj? Mai fac culoare parfumate puțin, nu te interesează partea lor. Nu trebuie să ne promovăm. Nu sunt produse, ca să revin. Bine. Ce face adultul când... Ba, e un produs, masajul e un produs. Îți oferă... Nu e la fel ca și medicamentul sau ca... Deci nu e... Nu e promovat. Câștigul. Nu e promovat. Un câștigă mult mai mult decât medicament, n-are efecte secundare, rezolvă o mulțime de lucruri. Ce face adultul care nu e mânghiat? Caută surogate, spuneam. Hai de vreme. Care sunt surogatele? Păi în creierul lui tânjește după căldura apei materne, după atingerea apei materne, după o mumă ipotetică, da, care nu l-a obținut în brațe. Și mai se duce la mare, unde apa e caldă și e soare. Se simte minunat. Da, și cum ar fi într-un fel de paradis. Din cauza asta, stațiunile câștigă tot de mult bani, mai în special riverane mărilor și oceanelor, da? Multe. La Herculane e apă caldă, masaj și așa. Mai puțin masaj. Sau își iau animale de companie. Ce da. De ce ne simțim bine la soare? Suntem de mângâiat. Da. Da. Soarele și apa, apa e și sărată, are cu ușor gustul lichidul amniotic, da? Lichidul amniotic e sărat cum sunt lacrimile, da? L-am gustat, da, dar nu mai aceste aminte. Da, așa e. Ce mai face omul nemângâiat? Și animale de companie. Ați văzut câți veterinari acum? Am fost la Timișoara, la Facultatea de Veterinari, plin de... E un campus, e un oraș mic în Timișoara, veterinari. Pentru că foarte multă lume așa animale de companie. Da? Ca să ce?
iluzia că sunt iubiți, că se bucură la cântă din coadă când îl vede. Da, sare în sus. Ce mai face? Găsește refugiu în pornografie. Asta este un alt argument pentru explozia de tot ce înseamnă pornografia, da? Reviste, filme și așa mai departe. Sau mănâncă mult. Deci acestea sunt surogate pentru lipsa de mângâiere, lipsa de iubire, nevoia de a fi mângâiat și așa. A fost pe plajă, a văzut că fiecare cu cearșaful lui. Nu călca pe cearșaful meu, că și încep să caiere, da? Dă-te mai încolo, dai cu praf. Dar nu-ți la grămadă, ai grijă să se iubesc toți. Fiecare cu... intră în apă și așa mai departe. Anima. A, asta e ultima modă în București. Capra. Am văzut capră. Și găină. Am văzut capră. Și găină. Nu, am văzut-o ea. Am vopsit-o, aranjat-o. A fost cu ea la găină. Deci m-am amuzat, e un articol, am văzut. Acum, ultima modă de azi de companie în București. Capra roz. În București? În București, da. Deci ajungi în București? Cine sunt eu cu capra asta? Păi capra aia de cutat. Vopsește, nu? Bine. Două vorbe despre... Am mai văzut despre trunchiul cerebral. Trunchiul cerebral este cumva îmbrăcat de o rețea de neuroni neorganizați, structural, cum sunt ceilalți centri nervoși. Aparent haotici, substanța reticulată. Deci spuneam că îmbracă trunchiul cerebral, unde sunt centri vitali, și de aici, de la ea, pleacă prelungiri în tot creierul. Ține creierul treaz, vigilent, conștient. Când este întreruptă, la nivel de trunchi cerebral, atunci adormim. Principalul stimul pentru substanța reticulată activatoare, spun toți neurologii, este stimulul tactil, atingerea, da? Asta o ține cel mai bine trează. Trebuie să atingem, trebuie să palpăm ceva, da? Spuneam că organele nefolosite se atrofiază. La grădinile zoologice, asta e o idee interesantă, când fată un animal, îngrijitorii îl iau și tot timpul îl stimulează, în special în zona genito-urinară. Altfel, puii respectivi mor. Sau, dacă supraviețuiesc, nu știu să se împerecheze, nu știu să-și facă pui, nu știu să-și alăpteze pui dacă fac pui la rândul lor, o mulțime de... cam se întâmplă cu autiștii la noi. Deci, și atunci îngrijitorii tot timpul îi mângâie și mângâie în special în zona sensibilă, genitorinală, da? Asta fac la toate grădinile zoologice. Bine. Ce se întâmplă când omul totuși suferă de lipsă de stimulare tactilă? Pielea care are nevoie de stimulare tactilă, vă prezintiți? Nu. Hai că mai puțin. Nici vorbă. Pielea care are nevoie, nevoia de mângâiere, nevoia de atingere, începe să țipe. Vrea atingere. Și atunci se somatizează toate dorințele ăștia neîmplinite, nesatisfăcute, frustrările, da? La nivelul pielii se formă de ce? De mâncărime. Boli care dau mâncărime. Și mă scapi, și mă scapi. De ce? Pielea vrea să fie atinsă. Nu mai poate, țipă. Țipă după atingere, da? Pruritul. Asta înseamnă. Și atunci înseamnă ce? Urticarie, psoriazis, eczeme pruriginoase și tot felul de buble care te mănâncă. Mai este mai ajutare? Cum să nu mai este? Vă mulțumesc. Care înseamnă într-un cuvânt ce? Nevoie de atingere. Da? Ăștia și căderea părului. Da? Și căderea părului. Da? Pe lângă alte cauze. Da. Da. Mâncările. Alte boli somatizate, tot din nevoia sau insuficienta satisfacerea nevoii de atingere, sunt astmă, gastrită, dischineziile, care fie le biliare și așa, dureri genitourinare, migrene, anxietăți, depresie. Cheamă nevroză de organ. Prin intermediul pielii, știți foarte bine, la respiroterapie, fiecare organ beneficia de mângâierile noastre. Da? Toate organele au proiecție pe corp. Da? Nu mai dezvoltăm. Am povestit la reflexoterapie mai mult. Nu se omalizează omul prin cărți, muzică, parfum, mâncare, ci prin atingere. Asta e altă idee care argumentează ce zicem noi. Bine. Altă idee. Femeia, înainte de a face sex, îi cântăm, da? Îi dăm cu parfum. Dar, frate, cel mai important este să o frământăm. La fel cum face bucătarul cu brutarul cu coca, înainte că băgam cu tot. Ai dreptat. Dacă nu o frământ, degeaba. Poți să-i cânt, cât te-ai cântat. Trebuie frământat, trebuie mângâiat. Dacă nu frământ, cât te-ai frământat. Numele mic.
Adibidi se cheamă tandrețe sau că e mângâiere. Viața e imposibilă în altă zonă. Mă, înțelegeți de ce e important masajul și ce facem aici? Da. Foarte, da. 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 Bine. Gerald Zwank este un tip care cumva a revoluționat ce se cheamă sexologia. El a spus o chestie care mi-a plăcut tare mult. Geniul uman a inventat mângâierile. Sigur, și animalele se mângâie, da? Da. Mai ales pui, sunt linși. Linsul animal este foarte important. Esențial pentru dezvoltarea puilor. Ce a făcut nenea Gerard ăsta? El, n-am găsit poze pe el. Pe de asta am găsit-o. A fost căsătorit de 7 ore, era un virtuos al pianului, vior, el cânta la orgă, a publicat prima frază științifică ilustrată a organelor genitale feminine. Le-a arătat cum sunt. Nu numai că le-a arătat cum sunt, și atlasul lui este la Muzeul Omului, de la Paris, dar le-a descris în termeni poetici. Adică, femeia e o poezie în zona ei sexuală. Nimic vulgar. N-am văzut ce zice popa. Fu, păcat, rușine. Fu, fii satan. Nu! Unde e omul cel mai frumos? M-au dorit că vreunea mea venit noi pe lume. Pe acolo. Da. Da. Stimularea cu dorință este la fel de necesară ca aerul, apa sau hrana, mai spune doctorul Gerard, da? Corpul uman este cel mai lacom de mângâiere, însă această dorință a fost distorsionată într-un mod inexplicabil. Bine. Întrucât masajul clasic a fost marginalizat, din motive, nu ne interesează. A năvălit medicina asta cu pastilele ei și cu tot ce știa să facă și a zis masaj. Pleacă aici cu masajul. Prostii, hai. E bine, s-a întâmplat un fenomen, mai ales că oamenii nu mai au timp să ducă la masaj. Au afaceri, au probleme, masaj. Lasă-mă încolo de masaj. Mă durea spatele, poate mă duc. E bine, s-a inventat scaunul ăsta. Și atunci vine masajul și se duce la un birou. Unde? Acolo unde muncești. Unde? În aeroport, la piață. Hai să facem o mică scurtă istoria scaunului. Înainte de asta vreau să iau de acolo o piesă. Maestre, te rog. Nu, te rog. Uite aici, deasupra mea este o zăiță cu teniană. O vezi aia cu dungi. Asta. Aia e. Astea sunt două piese. Una. Și cealaltă. Două. Aia este un el aici. Aia este cel mai vechi. Deci, 5.000-6.000 de ani, da? Cu puteni. Se cheamă că nu i-a inventat scaunul. Dar așa era, n-avea picioare. Numai zei stăteau pe fundul sprijinii, da? Pământenii nu. Iute. Zei să putea pe jilț. Așa se cheamă. Mai departe. În tradiția ortodoxă, nu este acceptat scaunul. La biserică te duci să ai în genunchi sau în picioare. S-a făcut o excepție pentru bătrânii călugări sau cei care se nevoiau și coborau la mănăstiri, și erau, nu se puteau ține datorită bătrâneții și șubrezelii, vârstei, da? Și s-au inventat scaunele în care stai în picioare și sprijin doar brațele, da? Ați văzut că sunt pe pereți. Da. Ei, mai târziu le-au pus și o stândurică să stea și cu fundul. Nu, inițial a fost doar pentru coate. Ca să-i ajute să nu se prăbușească de oboseală și de bătrâneții. M-au dumit că obosești? Da. Nu, bine. Au ce mi-e drag. Așa, vedeți? Cam așa arată alea. Scaunele laterale, da? Mm. Doar înalților li se permitea să stea pe scaun. Regelui sau șefului bisericii, da? Ăla e prea fericit. În Egipt, în Grecia, în Imperiul Roman, doar ai mari stăteau pe scaun. E bine, abia prin 1600 s-a consemnat apariția primului scaun și pentru popor. Adică stăteau și ei pe un scaun. În 1850, francezii inventează primul scaun rabatabil atașat unei calești. Asta e la chinezi. E bine, noi am stat în două picioare, verticale. Și bine a fost pentru fiziologia noastră. Uite cum am evoluat. Până la calculator. Da? Din păcate. Scaunul se adaugă altor invenții proaste, spuneam. Una din ele este telecomanda. Nu ne mai ducem la televizor să schimbăm programul și să butonăm, facem din scaun. Da? Mașina de spălat vase, automobilul. Ne-a transformat în niște sedentari. Cu toate riscuri. A, Peter-ul meu. Ce mai machiat. În media americanul stă 9,3 ore pe zi pe scaun,
după care doarme 7,7 ore. Am văzut o statistică și e interesant că e valabilă și pentru restul lumii, aproximativ. Da? Deci, ori stăm pe scaun, ori dormim. Ideea este că suntem sedentari. Ți-ar face mai este? Lucrurile ăștia. Din șuruburi, am mai văzut. Niște șuruburi cu scaune. Bine. Când a apărut masajul cu scaun, în anii 10, unii care au sărit în sus și au zis, opa, asta îmi place, vreau. Au fost managerii, șefii de mari corporații, care au zis, vreau, eu am aici o grămadă care stau cu capul plecat și băg la taste și să duc după aia și stau câte o săptămână acasă în conciliu, că-i doare ceapa și doare spinarea și așa, vreau să facem. Și i-au adus în birou. Și au zis așa, 15-20 minute investite le schimbă viața angajaților cu multe, multe beneficii. Le vedem imediat. Deci au apărut divizii, batalioane de masuri cu scaun, da? În America. Bun. Statistic, o mai bună relaționare între ei și angajaților, creșterea nivelului de încredere celor, pentru că managerul, directorul, șeful plătește pentru angajați alea 15 minute de masaj. Ăsta doar să vedeți scaun și beneficia de masaj, da? Nu se mai lipsesc mult de la servici și mai departe, nu se mai poate de tot felul de dureri. Reduce anxietăți, depresie, îngrijorări, probleme de somn, memorie, intuiție, concentrare. Activează așa numiții hormoni ai bunului simț, care se crea endorfine. Foarte important. Masajul și masajul la scaun. Cu schimbări în temperamentul, în caracterul angajatului. Hormonii bunului simț se schimbă, se fac altfel. De ce sunt hormonii bunului simț? Că ziceam că ăla care nu-i mângâiat, e nesimțit. Așa. E pielea groasă. Așa. Crește imunitatea, de ce? Pentru că prin masaj, inclusiv ăsta prin haine, pe scaun, se pune în mișcare circulația limfatică. Povestim la circulația limfatică de o să vă iese pe nas. Vă săturați de masajul limfatic. Să vedeți acolo cât de multe de poveste. Crește productivitatea, creativitatea, motivarea, spiritul inovator, eficiența la locul de muncă, bla bla. Angajați fericiți, clienți mulțumiți. Ăsta e principiul care justifică masajul ăsta, da? La manager. Am angajați fericiți, am și clienți mulțumiți, nu? Bine. Și are și profit. Păi e inevitabil, pentru profit face treaba. Clienții fideli, deci eu sunt manager, am afaceri de succes, fac afaceri cu doamna, fac afaceri cu Tom Cornel, cu ea, și eu plătesc niște masări să meargă la dumneavoastră, la dumneavoastră, că sunteți partenerii mei. Da, și vreau să vă fac un cadou, să vă trimit o sticlă de șampanie sau să ne trimit la o cafea, vă plătesc un set de 10 ședințe, mai e, da. 10 ședințe de masări la scaun, sigur, cu toate beneficiile de rigoare. Da. Și se fidelizează de ce? Clienții, partenerii. Bine. Reaprinde bujile. Mama. Poziția pe scaun. Ăsta e scaunul de masaj, da? O să vedeți că este exact poziția fetusului în burta mamei, da? Uitați-vă poziția. Este cea mai relaxantă. E mai relaxantă decât asta pe masă. Pe masă avem culburile alea care poate să... Da? Ia uite, să ne luăm fiecare dintr-un scaun. Da? Să ne luăm fiecare dintr-un scaun dintr-un ăsta. Da. Și este? Așa stă copilașul în munte, da? Stau așa. Stau așa. E cea mai relaxantă, da? Stau așa. Ei, acum, altă idee. Pentru că femeia e mult mai sensibilă decât bărbatul și mai predispusă la stretch, mai predispusă la tot felul de blocaje musculare și așa, așa. Ea este numărul 1 ca prioritate. Da? Pentru masajul pe scaun. Bine, se rezolvă o problemă, mai ales în America, legată de așa de nevoie de intimitate. Oamenilor este greu să descurace și să se expună unui terapeut, unui om care face masaj. Și atunci s-a rezolvat problema asta. Faci masaj pe haine, da? Nu mai trebuie să descurace. Masezi haine. Cum a apărut masajul pe scaun? În 1980. David Palmer. David Palmer, un terapeut american, a fost în Japonia și a învățat și aici. Și a fost în Vietnam, și a fost în Thailanda, și a fost în mai multe țări și a văzut cum se procedează cu apăsările. E un masaj chinezesc, AMA, care se bazează numai pe apăsări. Apăsări cu podul palmei, apăsări cu pumnii, cu coatele și atât.
fără neîntârziri, mâncări și alte. Și atunci el, întorcându-se în America, le-a pus cap la cap și a creat ce vă dui voi pe vouă pe scurt, secvențele ăștia de masaj pe scaun. Da. Constatând că Occident, în Occident dezvoltatul e într-un spațiu închis privat, mă rog, generează reticențe, oamenii sunt rușinoși, cum se dezbroci? Așa. La servici. Da. Din cauza asta, mulți oameni evită masajul. Și acum, cum o rezolvăm? Uite așa. Ăsta e David Palmer, da? A început să... Și a avut furor în America. Din 1990 a explodat-o pe chestiunea asta. Le-a explicat. Și la cine s-a dus prima dată? La Steve Jobs. În Silicon Valley, da? Unde erau ăștia cu calculatoarele lor. Și a zis, minunat. Vreau, a zis Jobs. Și imediat nu mai făcea față. Nenea, da? Asta așa este un instrument foarte puternic pentru lupta cu ceea ce se cheamă stres corporatist, adică stres, în toată definiția lui. Nu numai la companii s-a dus, da? La întreprinderi, la corporații. Târguri, prezentări de produse, simpozioane, conferințe, congrese și așa mai departe, peste tot. Piețe, târguri, aeroporturi, gări. Te duci cu scaunul, desfaci, că el se strânge, da? Da. Faci într-o geantă și le pe umăr. E ca o chitară. Cam grea. Hă? Cam grea. Ce, chitară? Nu, scaunul. Nu e greu. Mai ușor decât mai. N-are, cred că, 10 kg. Are 6 kg. Da? Da. Din dur aluminiu. Inițial a fost de lemn. Din alea din lemn. Se regrează pe... după configurația fiecăruia. Mai înalt, mai slab. Bine. În 86 a proiectat un scaun la batare din lemn. El l-a gândit prima dată și pe urmă l-a făcut câteva mai târziu, în 89, din metal. Așa arăta primul scaun. Ăla din lemn. Ăsta e David Palmer pe scaunul din lemn. Cred că are la mâine acolo un mânier. Ca să poată să-l ia. Și îl desfăcea și făcea masaj. Și așa arată... asumătul cu ăsta, da. Ăla din 89. În timp scurt, Palmer a solicitat sute de angajați din vizite de terapeuți. Da. Peste tot și oriunde. Bine, spuneam că scaunul este una dintre cele mai nefericite invenții. Să vedem de ce. Da? E statul pe scaun. Sunt o mulțime de studii, am scos doar câteva idei. Ce? Doar ceva? Statul pe scaun, fie la calculator, fie în mașină, accelerează probleme cardiace. Putem să dezvoltăm de ce poziția asta nu dă voie toracului să respire cum trebuie, inima este înghesuită și așa și așa. Toate conduc la moarte prematură. Ăștia se întâmplă, dar tot pe scaun stau, da? Așa. Există o tipă, Dorothy Dunlop, ea a făcut mulți ani, a studiat fenomenul sau cu scaunul, spune persoanele vârstnice care au un handicap major au o suferință care le produce un handicap, o neputință, da? Au fost recrutate în special din celor care au stat vreme îndelungată pe scaun, indiferent de ce alte obiceiuri mai mult sau mai puțin nocive au avut. Că au fost motori, că au fost grași, că au fost ce alte năravuri au avut, da? Asta e tipa. Mult timp s-au ocupat numai de povestea ta cu scaunul și a studiat mii de situații. Statul pe scaun cedează circulația limfatică, nu doar, ci și în care mușchii trebuie să ardă caloriile. Deci la brâu în jos, mușchii noștri s-au terminat cu activitatea lor. Și electrică, și în ce privește arderea caloriilor. Ei nu mai sunt inofensivi. Mușchii blocați în poziția așezată, împreună cu flux încetinit al circulației, sunt factori favorizate a instalării hipertensiunii și diabetului. Mai spune tipa. Hipertensiune și diabet. Și aici putem să argumentăm. E simplu, statul pe scaun este foarte periculos pentru sănătate din cauza consumului redus de energie. Alt, Richard Rosenkraut, profesor de nutriție. Mai este mai alt? Să nu... Asta e tipul care a făcut și ăsta studii împreună cu doamna Dorothy, așa? Statul pe scaun vibrat de lunge este un factor de risc la fel de colega fumatul sau obezitate, spune tipul. Dar nu, ăsta e altul. Peter Katzmarzik. Pennington, Biomedical, nu știu ce e ăsta. Persoanele care stau între 3-6 ori pe zi pe scaun și sporesc cu peste 40% șansele de a muri mai repede. Ce? E 6 și 1, 7 și 1,
Ce se întâmplă de sfânt pe scaun? Nu știu, concret. Activitatea electrică în mușchii de la picioare se oprește, rata de ardere a cărurilor scade de la, scade la 1 calorie pe minut, enzimele care lucrează pentru a regăsimile scade cu 90%. Ce zici, Mata? Să ajung să facem insulina. Ajungem. Da. După 2 ore de stat pe scaun, colesterolul bun scade cu 20%, insulina coboară cu 24%. Asta scade insulina. Da. Statul pe scaun. Cei care stau pe scaun, de 2 ori mai mult risc de a face boli cardiovasculare, mușchii abdomenului se atrofiază, da? Se slăbesc. Slăbește ce? Una din ancorele coloanei vertebrale, da? Se dezechilibrează și fug vertebrele și ne uităm de dureri de spate. Au, spinare. Da? Din cauza asta e bine să ne ridicăm, să facem mișcări, ca să ce? Să descărcăm forțele care apar între vertebrele șoimănite, fugite, dislocate, deplasate. Bine. Slăbește musculatura abdominală. Cum trebuie să fie scaunul? Încarc cu ursoaie ca la servicii. Se bute. Pe dacă are burta slabă. Cum ar trebui să fie un scaun corect? Este așa? Nu, stai așa la servicii. Da. Genunchii ar fi bine să fie un pic mai sus decât șoldurile. Când stăm, da? Din cauza asta am văzut că virourile au jos o stinge. Le ridici, pentru că nu stai cu ele atârnate. Picioarele trebuie să fie așa pe un scaunel, da? Stingea de sub virouri. Alt scaun, ce sisteme! Studiază ergonomia corpului uman, caută cele mai optime da, poziții ca să... pentru structurile noastre, ale corpului, da. Dacă le pui pe birou... Așa, bravo, bravo. Despre asta este vorba. Este poziția antigravitațională și obiceiul americanilor de a fi pe birou este foarte benefic. Sănătoasă. Sănătoasă, da. Asta e poziția, da? Bravo. Hai să mergem mai repede. Sănătatea discurilor. Ce trebuie să facem corect? Spătarul trebuie să aibă un unghi de 135 de grade, văzând numai aia care fac pe spate. Da? Deci nici în față, nici drept. Ăștia sunt foarte simt corecte toate. Trebuie să fie și mai pe spate, da? Ce spune Departamentul de Ergonomie al Universității UCLA din Statele Unite? Ăsta recomandă punctual ce, cum trebuie să fie. Șoldurile trebuie să stea lipite de spătarul scaunului, da? Tălpile. Trebuie să atingă sol. Dacă scaunul este prea înalt, punem ceva să... să aibă sprijin, da? Genunchi. Poziționa la nivelul ușor sau chiar egal cu nivelul șoldurilor sau chiar mai sus. E și mai corect. Da. Spatele. Să fie lipit de spătar. Dacă forma nu o permite, ne punem o pernă care să ne respecte lordozitatea ta. Curvura, da? 135 de grade povestim. Umerii relaxați, alineați cu același drept, nu poziția adoptată, forțată, adus și în față. Gâtul orientat către înainte. Acasă. Scurtăm timpul petrecut în fața televizorului mai puțin de 2 ore. Și ne plimbăm cu publicitate. Sau uităm de televizor, și mai bine. Persoanele care stau 3 ore pe zi în fața televizorului au cu 64% mai mare riscul cu moare de inimă. Fiecare oră de stat la televizor crește riscul cu 11%. Ne uităm la televizor, dar mai facem și altceva. Călcăm rufe, călcăm rufe. Tot la treabă, necum. Spălăm vase, spălăm vase. Vasele mai spăl. Sau facem mult, mai ordonăm prin casă ce mai dorat. Sau ne face cineva un masaj. Da, uite cum face tanti. Și calcă, strici cu ăla și se uită și la televizor. Nu-i tipică mâna. Sau când vorbim la telefon, ne ieșim și ne plimbăm în timp ce vorbim, da? E mai sănătos. Evităm laptopul sau doar din pat, fotole, stăm la birou. Mai bine încercăm să stăm în picioare. Așa, e o tendință acum în Europa, dar și venită din Statele Unite, ideea ca toate birourile să renunțe la scaune. Da, și se lucrează din picioare. Facem varice, facem alte... Da, ne mișcăm.
în loc de scaun s-au inventat scaunele ăștia cu formă de minge. Da. Poți să-mi iau minge, dacă faci exerciții în acelea. Da, sunt o mulțime de forme și de așa. Deci când avem de stat la birou, da, pe scaun mult timp, o să aveți de face cu tot felul de pacienți, clienți care sunt sedentari. Și trebuie să spuneți. Vă și acum aveți argumente, înțelegeți de ce. Pentru că la fiecare oră, 5 minute de plimbare, prin birou. Ca să nu uite chestia asta, să lipească un post de la pe calculator. Nu uita, la o oră să te ridici să te plimbi 5 minute. Să pui telefon, se spune. Da. Da? Cam așa sunt birou. Dacă avem vorbim la telefon, nu încerc și căutăm colegii, nu le-am de telefon, vorbim cu ei direct. Face ședințe din picioare. Asta, uite pe nenea Obama. Nu e de, e dat de exemplu. Când prea stă la birou? Scaunul de care vorbim, hidratare, nu mai povestim, e cu ea. Spune așa, ordonăm birou, duce hârtiile la poștă de gunoi pe parcursul zilei și nu la sfârșitul programului, tot timpul, ca să ne mișcăm. Începem să ieșim la scurtă plimbare în pauza de masă. Asta cu mâncatul. Mâncatul din picioare. E bine, e bun. Da, se recomandă să te duci și să nu să stai pe scaun. Există tot felul de asociații și tot felul de... care promovează mâncatul în picioare. Aia e sigla lor. Și atunci poți să mănânci orice, nu? Și fast food și... E discutabil. Și mai mult? Da. Când merge cu mașina. Când merge cu mașina, mulți... Am mai pus, ne dăm jos, ne primăm. Dacă avem de mers la Sibiș, preferăm să luăm troleul, autobuzul, ca să ce, să mai mergem pe jos până la stație, să mâncăm și doar să în picioare, dacă mergem cu... nu pe scaun. Mâncat bătăi, trebuie. Uite, așa ceva ne trebuie, da. Da, da. La supermarket, mergem cu mașina mai departe. Da, da, da. Gagicele de-a sau... Așa că... Iau așa picioare. Asta a fost... Așa au mers mult pe jos. Asta e troșire de Antena 1, care ziceau că fetele au picioare frumoase pentru că ele nu se duc cu mașina lângă ușa supermarketului. Nu știu să o parcheze. Da? Da, uite, astea sunt foarte bune pentru bătrâni. Nu cred. Crește la cele. Da, mergem pe jos. Ne punem pe bicicletă. Luăm pauze și așa mai departe. Ca și tehnic, o să citi ce v-am dat eu la fiecare. Spre deosebire de masajul clasic la parc, masajul la scaun are o notă de teatralism în ea. E un masaj aproape demonstrativ. Aici și învățăm o schemă de mișcări și pe ăștia le facem, de fiecare dată. Și întrucât avem public, trebuie să fim un pic mai teatrali. Da? Trebuie să vedem masajul la la cabinet, unde suntem noi cu pacientul și unde este un masaj interiorizat. Noi trebuie să palpăm, să simțim, să înțelegem ce se întâmplă acolo pe piele. Aici și este de la David Palmer citire. Mișcări de spectacol. Spectacol. Da, adică, vedeți, uite așa, și dacă punem și o muzică nouă, ca să spun, facem pe muzică. Da, păi bune, m-a spus și lucru, m-a povestit. Tehnicienii de atât publică impresia puternică, cum că s-au antrenat ani de zile, deci când faci mișcările repetitive, da? De tip demonstrativ. Da. Hai că e gata. A, atât, ce mai sunt contraindicațiile. Cât s-a făcut ceasul? 7:29. Contraindicațiile masajului pe scaun. Când nu facem masaj pe scaun? Când nu are temperatură, steblă, boli contagioase. Calutieră, da? Da. Rujeolă, rubeolă, nu știu ce, varicelă. Bun. Nu-i facem. Boli psihice. Poate că nu vreau. Mare nebunii nu vrea să pun pe scaun. Te mai și pocnește. Drogați, la fel. Gravidele, nici nu prea pot să stea pe scaun. No. Trebuie o ceaură făcută. Persoanele care au avut intervenții chirurgicale, în special la nivelul abdomenului, dar și în alte zone, noi gândim și vedem dacă poate sau nu. Persoanele excesiv de obeze, hernia inghinală, hernia scrotală, hernia umbilicală, eventrație. Ce fel de eventrație? Ieșirea... Gata.
Termenarea. Acum. Vreau să te rog prima ta, că zici că nu știi să vorbești. Cam știi să vorbești. Cum făceai matale? Cum cântai la glumoază omului? Puneam la... Puneam la spinare omului. Iară te cântam. Cântam acolo la spinare lui, la urechi. Hai, puneam la pe glumoază. Păi, dar nu știu cânt, că nu pot. Pune mâna pe cu doi de cânt. Un an de căută. Așa. Fii atentă. Nu te mai pot iubi lele ăla. Ăla e... e... nu știu de trimișele. Nu te mai pot iubi lele. Nu te mai pot iubi lele. De răurul gelosele. Au, eu când dau să te iubesc, rugile ne dovede. Ia să-mi poastă, e pângesc, merg în sarcine pură. Au către-au unul, către-alătul, până când s-ar umple satul. Mândră satul, plinge noi, ca ne iubim amândoi. Lasă fie, plii și lasă, eu de cine nu mă luam, căci-am iubit cu una acasă și cu lacrimi pe obraze. Au, nu ce pot mândru, lasă-mă, că-ți acasă lângă mea, mă. Fac un pașo, săritură, și-ți da cine-n batatură. Și mai fac-o-i pagea-i mei, sărut ochii sării tăi. Da, am povestit altă dată că la nivelul gâtului sunt, da? Alea multe, 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 anxietăți, da. Fobiile, da. Ei, asta e rostul cântatului la glumoază omului. Glumoază. Da? E sau nu act terapeutic? Da. Da. Nu cânta cu orchestră, nu cântam cu microfon, îi făceam. Da, și cântam cum cântă. Da. Și la da, atunci aveam... aveam volumul mare acum. Așa, mama. Hai, lasă, că acum nu e, mama, că-i bătrân. Ce mai trebuie să pleci? Păi tocmai acum am mai... Da. Și ce vreau să mai cânt? Zorile. Aaa, nu, are. Ce? Nu. Vreau să cânte la mod? Da, de la mod, dar ai zis de la mod. Ai zis de ce vrea. Păi cum să-i cântăm acum? Atunci, bine, lasă asta. Cântăm pe urmă. Oamenii ăștia o să ducă și ei să... ia din mâini, să tragă, ei, să facă, să treacă. Spune-ne unde scânte, că ăla cu soarele. Soare să... cum? Doi cap. Ei, și mie gheocheata vrea patru. Așa. O noală. Nu, ăla cu soare să de 9 ori, soare să de 8 ori. Soare una, soare în două, soare în trei, soare în patru, soare în cinci. Iute foiluie. Soare în sapte, 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 soare
Așa. Hai să rugăm. Cu spinare? Și știm toate. Cu. Dă-te, Dani. Dă-te cu spatele. Nu, aici, da. Îți mă pun cu spatele? Da. Deci da. Și spatele. Așa. Zucă-ți de o de 3 zile mă doare. Păi, soare în 1, soare în 2, soare în 3, soare în 4, soare în 5, soare în 6, soare în 7, soare în 8, soare în 9, soare în 10. Și la 10 nu mai trece. Soarele se ține apă, nu în capul, cum se cheamă? Cristina. Cristina, capul Cristinei, să se facă. Soarele răsăriți, soarele anează, soarele gândie, soarele după masă. Soarele se ține în capul, nu în capul Cristinei, să se facă. Soare în una, iar soare în două, soare în trei, soare în patru, soare în cinci, soare în șase. Soare în 7, soare în 8, soare în 9, soare în 10, de la 10, nu mai țeșe. Soarele sunt gelat în apă, nu în capul Cristinei să se facă. Soare de la sărige soare, soare de la merge soare, soare de la sfințăge soare. Fugi ochiul din cap, pricina să rămână curată, luminată, ca Maica Domnului, lăsată, ca Domnul, cu Domnul. Cu Maica, priește Maica să și Marie, ia cu Cristinei și fie. Și îți omenează Cristina, că e frumoasă, că nu e frumoasă, că e grasă, că nu e grasă, că e slabă, că nu e slabă, să fie nici un om care te coartă să ia, îmi coace sărață mea. Cristina se rămâne ca o fată mare, ca o puțină spalată. Nu știu dacă și-a dorit ce-a spus. Se rămâne curată, luminată, ca Maica Domnului a ta. Da? Cred că s-a văzut. Da. Poate energia de la Sverna a transmis-o. Da. Da. Uite ce fac eu. Care doina ne mai simți? Că doina e frumoasă. Păi eu știu dacă mă pot. Da, cu diavolul. Și atunci, hai cu domnul Dumnezeu. Dar cine a acolo să cântecele? Ia. Păi ia să... Da. Ului cece ale nane 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 ce suiam ce coboram nu știi i-am pace să i-am nane, nane, nu pane ce coboram toți i tot coborâng nane, nane, pișoarele nu mă ține. Nu știu gealul solojit. Nane, nane, ori eu am împătrânit. Bazea gealui tot asamă. Nane, nane, dar s-o muiat inima mă. Ne vindeca și mâita domnica pe cuvântul meu până în adâncul sufletului. Ia ascultă-mă ce spun eu. Vrei să-ți faci masaj? Cu sănătate, păi de-aia a venit. Îmbrăcată, îmbrăcată, domnul, nu de păi de-aia pe scaun. Păi de-aia a venit. Cu sănătate, ce? Stai de pe scaun să te măsim. Sau la genunchi. Hai, 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 hai să-ți treacă. Păi, bătea, mă pun la televizor, mă vie, 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 vie. Nu, 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 n
problema. Eu cred că de aceasta m-ai chemat pentru vindecare. Ascultă-mă, cum ai făcut de la București când te-a chemat în Mărăleasca și s-a făcut CD-ul? Unde-i CD-ul? Asta. Și să-ți pună poza lui ăla. Păi cum se fac? O zis că și unul cânta cu fluirul. Zanfira, așa că am dumneavoastră da, Zanfira. Da, cânta cu fluirul, da. Zis și domnule, puneți-mă pe mine cu doamna Domnica pe poză. Să fiu și eu cu ea, dar eu bapulică că mă bat chiar meu. Eu am zis, a, nu, că-i poză, că m-a bat chiar meu, nu, m-a bunică. M-a bat chiar meu. Auzi, Domnica, dacă plecăm noi cu mașina din Târgu Jiu, cum îi spusești lui Dan? Cum? Nu mai zic niciodată. Se așează numai în mașină, eram în spate, numai aici în față, în dreapta. Cadou. De, da, de... Și zice, Dan, să pornească mașina și zice, urma Domnica, Pulică, închide geamul că mă rog. Am leșinat de râs amândoi. Da, ăsta era. N-am mai... Ai pus mă rog. Ce pomin a fost. M-am Pulică, închide geamul că mă rog. Mă rog, ce-a nimic, ăsta este. Nu ce faci ai cu baba? Da. Te iau la mine, ce? Păi, bă, mă iei, vedea că încolo... Păi da. Să nu mai am eu nevoie de mine, de mă. Auzi, Mata? Marie, Marie. O, firea nebică, Marie. Dacă nu mai pot întoarce. Ce ți-ai numai ta cu boata? Ba, întoarce. Ce mai frumos? Marie, Marie, ia spune-mi tu mie, ia spune-mi tu mie, care floare-n floare, noaptea pe racoare, noaptea pe racoare, floarea crinului și coadorului, mă, și coadorului. Aia, floare-n floare, noaptea pe racoare, noaptea pe racoare. Marie, Marie, iasă-mi spui tu mie, ia să-mi spui tu mie, care frunză bace vântul că nu bace, vântul că nu bace, frunza plopului și coadorului, măi, și coadorului. Aia frunză bace vântul nu bace, vântul când nu bace. Obosești? Nu obosui, că eu nu-mi fac lișelul.
Mai povestește de la Izvorca, de la inima ta. Ascultă-mă! Când ți s-a arătat că te durea ceva, ce știai să mai faci? Păi și să mai vreau, mă văitam! Mă văitam că mă doare, deci și să mai fac. Se gândea la un masaj. Făceai masaj la Izvorca? Trăgea pe acolo? Trăgea, dar pe mine nu mă trăgea al meu, al meu mă trăgea cu copac. Îi făcea al bătrân masaj, la nenea. Păi da, nu mai fășa, nu. Câți ani aveți de când sunteți căsătorită? 50. Mulți înainte. Mulțumim. Deci a luat și o palmă și tot a stat. Și a luat o palmă. Mă, numai una e nimic. Rupea scaunele. I-ați dat înapoi, i-aș fi dat înapoi. Da, da, zici că-i cum e acum. În somn și tot i-aș fi dat. Da, cum e acum, noi. Nu știu cum să fie. Noi, multe eram afel. Oare, de capă. Dacă zici așa, dar... Dumneata soțului, ai zis dumneata? Zici am asta, pare în goare. Și acum e, da? Acu-i zic tu, mă. Hai să obișnui cu el, să obișnui cu el. Nu mai poate spune. Păi mai mic cu 2 ani ca mine, dar nu o să eu mai cine rău că am zis că... Ei, nu, e, 2 ani. Ca să poată să dea palme, a? Păi da, să-mi dea palme. Ei, era celul ăsta, parcă... Și zicea m-a dat. Păi da, păi zicea m-a dat. De la tine tu-i palme. Dacă ziceam tu, tu ești, tu ești, tu ești, tu ești, tu ești. Nu ești, tu 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 ești. Hei, eu numai palme, rupam buți. Și tu nu m-am dus la mama. Nu l-am lăsat, am avut ei vieții cu el. Degeaba, l-am scuzat. Am urgent. La revedere. La revedere. Doamne. Doamne. Să ne întâlnim sănătoși, să ne întâlnim. Să ne întâlnim, mamă, dar ce nu știu dacă ne mai întâlnim, că nu mi-a chiar bine. Mă vă lăsați, mă vă lăsați. Să nu vă lăsați. Păi, eu nu m-am lăsat, dar dacă nu mai pot. Dacă nu mai pot, cum să nu mă las? Cum să nu iubești? Cum să nu te iubească? Că lumea, nu mă iubești, lume, mă iubești. Să ceamă la salon și le... iar o pun bolnavele să le cânte. Da? Da? Cum? Vă rog, vă rog, să le cântați. Stai, Gemini! Dar ați putea face bani, ieșiți aici în piață sau unde, așa... Credeți? Mulțumim ca și bani. Cine dă? Sau în ce? Că bună mai bine. Care-i că te părăți avut? Cum a tălea mai mult? Nu mai țin nici. Bun, te... Dar le-a scris pe toate, le aveți pe toate scrise? Sau? Nu sunt minge, mă. A, nu sunt... Nu, nu, eu nu le-am. Nu nu le-a picăit. Nu, să recânte și să scrieți. A, sunt scrise, nu le-a scris, le-a scris. Cine nu iubi, nu criage. N-ar mai calca iarbă pierge, să car și pământ uscat, să crede că ne-am lăsat. Of, 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 bate-l Dumnezeu să-l bată. Of, 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 cine-a pus lampa la poartă, vine-n ei ca câciodată și nu-l vege-a lumea toată. Vine-n ei ca câciodată și nu-l vege-a lumea toată. Oh, 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 oh. Cine-o fi lăsat obstatul? Oh, 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 oh. Iar te
să-i Dumnezeu păcatul, ca să răge în opta la poarta mândrii mureamă, ca să răge în opta la poarta mândrii mureamă. Of, 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 și ne lasă Dumnezeu. Of, 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 și-am iubit să fie al meu. Și-am iubit să fie al meu. Și să mor când-o-i veieu. Și-am iubit să fie al meu. Și să mor când-o-i veieu, mă. Apropo, vede, asta era ideea, dacă se ducea la nunți, vă dați seama, și cânta și se mai ducea după, la unul și lua după capsa aia, vă dați seama cu bărbatul de aia, ce zicea? Mișta Tatian era cu ea și dacă mai și bea o țară, non-stop, de gelos. Să avea pe șine fizică. Avea pe cum. Las că ai fost frumoasă, vezi deja, și acum arăți bine. Frumoasă, mamă, frumoasă. Ai fost, las că arătai bine. Asta e lele, cât ai fost. Mai așa sunt lelile. Acum te-ai pierdut, eu rost. Dar cu zâmbet, cu voie bună, mă-i tăcut. De-aia era gelos. Nu știu, ne-am pus discurile, am avut discurile cu ea. Dar duci și eu cu strică. Mai la popă, așa. Mai la popă. Nu e pe asta cu orchestră, că sunt în momentul ăla de... Asta e femeia. Te așa era când era tânără. Păi n-am dreptate ce zis. Apropo, știți că mă cheamă și domnica. Dar zic să-mi trebuie să fie o ramă. Îți fac, da. Îmi faci bani, nu mur. Dar ce gândai, ia? Ce gândai? La 90 de ani, 99 de ani, așa. M-am gândit la prima tale ca fac. Lasă, care e bine de zău. Ascultă-mă. Ar fi ca 20. Pe fata asta o cheamă tot domnica. Da, bine mă cheamă domnica, da? Da. Dar părinții mei au plăcut numele domnica, așa că... Da, domnica. Da? Da. Dar prima dată de ce ți-a spus domnica? Că? Că de ce? Că mi-ai zis o dată. De ce ți-ați numele domnica, mama? Deși eu mi-au zis domnica că am avut o soacră mea, s-a murit tinere, m-a pus numele pe numele ei. Să-i poartă numele. Așa, și că te-a făcut duminica. Să mă facă duminica, da, și, da. Și de acolo. Și de acolo, că când faci copilul duminica. Da, mă, duminică. Îi spun duminica, Dumitru sau...